Vă rog frumos, pe ce bază am plătit eu amenda respectivă? Da, este foarte bună întrebarea noastră. Deci autorizația implică obligatoriu procesul verbal la recepția, la terminarea lucrărilor. Sancțiunea a fost aplicată pe ceea ce vă spuneam la început, este apare din luna august în 307, punerea în funcțiune fără autorizație. Deci punerea în funcțiune fără autorizație. L-am rugat și pe Părintele Cotopop, în cadrul informărilor care le faceți noastră către eșaloane superioare, către Secretariatul de Culte sau Ministerul Culturii, toate bisericile, problema este generală, fiindcă... Atunci vine bisericile care sunt de construcție. Aici vreau să fac problemă. În momentul în care s-au zidit patru pereți și s-a pus un pic de acoperire, deja încep slujbele. Din punct de vedere al legii 307, punerea în funcțiune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 de lei la 50.000 de lei. Legea nu face... Legea nu face numai o secundă și... De ce, băi? Legea nu face... Da. Exact pe vremea lui Ceaușescu, când era vorbat să nu stai pe celul tău, că e toxic. Deci legea nu face diferență între un operator economic și un HD.